Salut prieteni și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi vom vorbi despre o aplicație pentru telefonul nostru cu sistemul de operare Android care se numește MP3 Recorder. Da? Cu ajutorul acestei aplicații putem să ne înregistrăm apelurile primite sau apelurile pe care le efectuăm direct într-un format MP3 pe care putem să-l ascultăm mai târziu fără nicio problemă. Da? Eu am... Nu contează modelul de telefon pe care îl utilizați. Această aplicație rulează pe orice telefon care are sistemul de operare Android. Îl căutăm acum aplicația în Google Play și scriem MP3 in call, da? Da, vedeți primul rezultat. Deci să-l fac mare să se și vadă destul de bine. Dăm click pe instalați. Din nou click pe acceptați și descărcați. Da, instalarea a fost făcută cu succes. Dăm click pe OK. Da, vedeți, acesta este, să zic așa, intro-ul aplicației. Aici ne arată exact ce trebuie să facem. MP3 player-ul, putem jongla cu vocea. Da, haideți să dau click pe record. Da, vedeți că deja și înregistrează. Probabil că se vede puțin mai greu imaginea la voi, dar pe telefon se vede destul de bine. OK, mergem la setări, puteți să cumpărați versiunea Pro și acum haideți să vă și arăt cum funcționează această aplicație, da? Mergem la telefon, tastatură și vom apela la 222, da? Eu sunt în Orange și vom vorbi cu robotul. Salut! Apasă casa 1 pentru o reascultare, 2 pentru a reasculta numărul tău de telefon, sau... Hai să dăm click pe 1 și vedeți aici în partea stângă avem acest buton verde, da? L-am apăsat și a început înregistrarea direct. Da? Vedeți că sus am primit mesajul că in call recorder, recall call from 3D2, da? De la serviciu de asistență. OK, și acum mai dăm sfârșit apel. Când am dat sfârșit apel, s-a salvat automat înregistrarea pe care am avut-o, da? Și dăm click pe... Da? Vedeți că a înregistrat în mod automat 21 de secunde. Cum puteți să umblați puțin la voce aici pentru că se aude calitativ foarte, foarte prost, puteți să faceți câteva reglaje de aici, dar în cazul în care doriți să înregistrați pe cineva în timp ce vorbiți cu acea persoană la telefon, dintr-o singură apăsare a unui buton de pe telefonul vostru, puteți înregistra apelul care se va salva automat în calea stabilită de programul MP3 in call. OK, atât despre această aplicație, cu ajutorul căreia putem să ne înregistrăm convorbirile telefonice. Cazul în care aveți nevoie de sfaturi, îndrumări către aplicații mai interesante pe Android, nu ezitați să ne contactați sau să ne scrieți la secțiunea comentarii. La revedere!